intonează imnul național al României și imnul Europei. Asistență. În ordine cronologică, dar și ca importanță, data de 9 mai 1877 constituie un moment semnificativ în dezvoltarea politică a statului român modern prin adoptarea de către Parlamentul României a unei rezoluții care proclama absoluta independență a țării. În al doilea rând, pentru întreaga istorie europeană, 9 mai 1945 este ziua încetării celei de-a doua conflagrații mondiale prin capitularea necondiționată a Germaniei naziste la cartierul general sovietic din Berlin. În al treilea rând, la 5 mai 1949 a fost fondat Consiliul Europei și astfel a fost aleasă această dată pentru a celebra propria înființare din 1964. Cu toate acestea, liderii comunităților au decis să stabilească Ziua Europei la 9 mai 1950 în comemorarea Declarației Schuman. Ne plecăm frunțile și aducem un omagiu bravilor dorobanți din Războiul de Independență din 1877-1878. Aprindem lumânări de veche la mormintele și monumentele ostașilor români din primul și al doilea război mondial și ale militarilor altor popoare care și-au dat viața pe pământul patriei noastre. Depunem florile recunoștinței la mormintele militarilor decedați în teatrele de operații din Irak și Afganistan și nu în ultimul rând ale martirilor Revoluției Române din 1989. Doamnelor și domnilor, urmează oficierea serviciului religios. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, pe Tine te rugăm și de la Tine cerem, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.
păzește-l pe dânsul sub acoperământul bunătăților tale, ci învrednicește a face totdeauna cele bineplăcute ție, pe legiuitori și judecători în ascultare și neasupritorii păzește, pe ostași împotriva tuturor potrivnicilor cu vitejie îi păzește și fă ca tot poporul tău să trăiască în pace și în dragoste, toată îndestularea bunătăților celor de pe pământ dăruindu-i. Că s-a binecuvântat numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Biruitorilor bisericilor noastre, dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului și încârmuirea turmelor, turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii și îi păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Drept credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le lor, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate și toate spor bun și îi păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, îndurete și ne mântuiește pe noi! Amin! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și ce ta. Ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru căzuți pe toate câmpurile de luptă, de lagări și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să așeze sufletele lor unde drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Suflete-le, Lord, 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 Lord
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi neamului românesc și de fălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Doamnelor și domnilor, are cuvântul comandantul garnizoanei Șimleu Silvaniei, domnul colonel Ștefan Toader. Domnule primar, prea cucernici părinți, doamnelor și domnilor, am primit cu mare mulțumire invitația domnului primar de a participa la manifestările ocazionate zile de 9 mai, cu triplă semnificație. 9 mai 1877, ziua independenței. 9 mai 1945, sfârșitul celui de-al doilea război mondial. 9 mai 1950, ziua Europei. Iată că sărbătorim 140 de ani de la independența României. Acest lucru a fost câștigat cu greu. Jertfa de sânge armate române a fost de 10.000 de militari din cei 60.000 de participanți. Ca artilerist, vreau să vă mărturisesc că această armă a avut un rol important în obținerea independenței României. Vreau să aduc în fața dumneavoastră ziua de 15 mai 1877, când regele Carol I a vizitat bateria de la Calafat, iar mai apoi s-a deplasat la bateria Carol I și a ordonat deschiderea focului asupra Vidinului. Momentul a fost deschis de către turnul 1 din bateria Carol, a urmat turnul 1 din bateria Mircea și turnul 1 din bateria Elisabeta. După a doua lovitură, turcii au răspuns cu foc. Duelul de foc a durat o oră, 5 obuze au căzut în bateria Carol, la care regele avea să spună următoarele cuvinte. Aceasta e muzica ce-mi place. Iată că această victorie este una dintre multele victorii pe care le-a obținut armata României în salva luptelor și războaielor desfășurate pentru reîntregirea neamului. 9 mai 1945 găsește armata României la 80 de kilometri de Prag. La nivel mondial, vreau să vă spun că în cea de-a doua conflagrație mondială au fost 60 de milioane de victime. Armata României și-a adus și a jertfa de sânge prin cei 833.000 de militari care au decedat, au dispărut sau au fost luați prizonieri. Regimentul pe care îl comand are un batalion care a participat în cel de-al doilea război mondial, batalionul 7, aruncătoare proiectile reactive. Drumul de luptă al acestui batalion spre est este până în Steva Calmucă, iar spre vest este până în Cehoslovacia. Numai în campania din vest a parcurs 1000 de kilometri și fiecare tun din acest batalion a tras 2000 de lovituri. Și a dus și acest batalion jertfa lui de sânge prin cei 51 de militari care au decedat, cărora în sala de tradiție a regimentului le păstrăm o flacără vie. Și în ultimul rând, data de 9 mai 1950, însemnează
începutul ceea ce este acum un european. Fie ca mereu această zi de 9 mai să fie în conștiința Europei o zi a libertății și a unității. Este o datorie pentru noi militarii de fiecare dată să aprindem o lumânare și să depunem o coroană de flori pentru a comemora eroii acestei națiuni, veteranii de război și văduvele veteranilor de război. Vă mulțumesc pentru atenție. Are cuvântul primarul orașului Șimleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Onorată asistență, în fiecare an, noi șimleoanii ne adunăm aici pentru a ne bucura de această triplă sărbătoare. Spun a ne bucura pentru că, evident, ziua de 9 mai este o zi a bucuriei. 9 mai, în urmă cu 140 de ani, Mihail Cogălnicianu citea declarația de independență a României. 9 mai 1945 se oprea acest tren al morții, care a fost al doilea război mondial. Așa cum spunea domnul comandant, 60 de milioane de morți, plus 10 milioane de victime colaterale, 70 de milioane care însemnau în acel moment 3% din populația globului. 9 mai 1950, ziua Europei. Această sărbătoare a bucuriei ne face să ne amintim și să ne aplicăm cu mult respect în fața tuturor acelora care au făcut ca România să fie o țară independentă, tuturor acelora care s-au jertfit în acest tren al morții, al doilea război mondial. Și să ne bucurăm în același timp că în urmă cu 10 ani, în anul 2007, România intra în Uniunea Europeană. Și din 2007 România este o țară cu drepturi depline. Evident că toate forțele politice din 1990 până în 2007 s-au străduit pentru ca România să fie o țară din Uniunea Europeană și în acest moment noi ne bucurăm de aceste drepturi pe care le are orice cetățean european. Eu vreau să mulțumesc că de fiecare dată această sărbătoare și alte sărbători din orașul nostru dau un farmec deosebit prin prezența forțelor din partea Ministerului Apărării, din partea Ministerului de Interne și nu în ultimul rând domnului Albu, care face, zic eu, cu elevii dânsului sărbătorile să fie cele mai frumoase. Vă mulțumesc tuturor, Dumnezeu să vă ajute! Doamnelor și domnilor, în baza ordinului șefului statului major general, se conferă titlul onorific de veteran următorilor ofițeri și subofițeri. Colonelului Miculac Ștefan Marcel, pentru participarea la misiunea KFOR Kosovo din perioada martie-iulie 2004. Locotenentului colonel Dumitrescu Liviu Alin, pentru participarea la misiunea Batalionului 2 Manevră în Teatrul de Operații Afganistan din perioada ianuarie-august 2013. Locotenentului colonel Băruț Maricel, pentru participarea la echipa operațională de consiliere și legătură tip sprijin de luptă OMLTCS Rotația 2, Teatrul de Operații Afganistan din perioada martie-octombrie 2011. Locotenentului colonel Băla Constantin Sorinel și plutonierului major Pop Cornel, pentru participarea la echipa operațională de consiliere și legătură tip sprijin de luptă OMLTCS Rotația 3, Teatrul de Operații Afganistan din perioada septembrie 2011-aprilie 2012. Ceremonia depunerii coroanelor de flori. Depun coroane de flori. Primăria orașului Șimleu Silvaniei.
reprezentat de unitățile militare din garnizoana și Mleu Silvaniei. Colegi,
Colegiul Național Simion Bărbuțiu, Colegiul Tehnic Ulumaniu, Liceul Tehnologic Ioan Nosian. Doamnelor și domnilor, în continuare, vă invităm să urmăriți un scurt program artistic oferit de elevii școlilor Horea și Colegiului Național Simion Bărnuțiu, condus de domnul profesor Traian Albu și acompaniați de domnul Petre Gliguță. Ziua Victoriei, ziua dorită, ne-a găsit iar mai puțin. Se risipiră mulți prin mărăcini, întinși pe răstrucile lumii și anilor,
le-a rămas carnea pe sârma ghimpată a anilor. Noi, cei vii, învingătorii, trecuți prin nesfârșite purgatorii, aveam și pentru cei căzuți de spus ceva, când toată țara se mișca și vorbea. Eu vorbesc și pentru cei ce n-au mai venit, pentru cei ce-au vrut să vină și n-au mai venit. Vorbesc pentru cei rămași în iarbă, cu furnicile neștiutoare migălind în barbă. Vorbesc pentru tatăl neîntors la sapă, pentru însetatul ce nu va mai bea niciun strop de apă, pentru iubitul necununat, pentru toată amărăciunea de soldat, pentru a aduce tuturor aminte că în fiecare fir de iarbă sunt zeci de morminte, pentru ca niciodată să nu mai fie vreo bucurie îndurerată. Vorbesc, mă întreb și îmi dau răspuns. A fost de ajuns, cu mult prea de ajuns. Oaste sfântă, care în veci ți-ai fânt proșmașii și-ai rămas mereu nefrântă. Calcă române plin de mândrie, ridică-ți fruntea sus, nesfiit, căci sub picioare oarba trufie, apă gândimei tu ai zdrobit. Fala străbună iarăși învie, în fiecare piept de român,
căci dânsul suflet și-a scris să fie liber și în țara-i stăpân. Își lasă plugul, sapa și carul și în loc de coasă ia pușca în mâini. Dă cu nădejde, nu vrea hotarul să-i mai calce pas de păgân. Suflet cu viață, inimă mare, credință în scutul, nădejdea în cer. Printre dușmani au aruncat, spintecând zarea încruntată, risipind pe cei făgâni, ce în ura lor turbată ne pândeau cu ochi haini și i-a înfrânat. Balcanul cu a lui fanfare, spăimântând s-a închinat și ale noastre hotare cu spada le-au apărat. Cinste vouă, glorioși fii ai țării, cinste vouă, fii ai neatârnării. Salut infanteriști, cavaleriști, tunari moldoveni, salut artileriști, cavaleriști. Infanteriști, munteni, olteni, pe dobrogeni să-i salutăm, pe marinari să-i onorăm. Salutați pe ardeleni, bănățeni, transilvaneni și pe toți frații bucovineni. Salutați oastea română, salutați pe veterani, cei din Dacia străbună, fulgerul printre dușmani au aruncat. Frate române, corul tău pe mâini străine.
la tronul tău ceresc, își pleacă azi genunchii poporul românesc. Când valul ne amenință, la tine alergăm, când vine mântuirea, pe tine te lăudăm. Pe lumea între popoare, de când ne-am pomenit, noi n-am avut pace aici în răsărit. Acuși ne-a fost moșia călcată de păcân, acuși robită limba și legea din bătrân. Sudoarea feții noastre pe alții a îndulcit, noi n-avem decât cerul și doina de jelit. Am dus în umilință viața de martir, sărat și blâns cu duhul cum scrie în fericire. Părinte, dă-ne nouă în vis arma ta, credință care face minuni în vremea grea. Ajută-ne să frângem cu sufletul senin săgețile dușmane aprinse de venin. Încheagă-ne într-un cuget prin datul tău cel sfânt, să aflăm odată pacea în vechiul nostru pământ. Precum ne-ai fost până astăzi, Părinte îndurător, îndreaptă pașii noștri și în veacul viitor. Ai grijă, Doamne Sfinte, că eu te rog mereu, de mamă și de tata și de poporul meu. Și iartă-mă, Iisuse, că cea sunt grija ta, nevastă și copii și tărișoara mea. Să acol printre străini, în fiecare seară, am să mă rog să fie bine și n-a-mea țară. Ai grijă, Doamne! Naționale, a zilei victoriei împotriva nazismului, sărbătorim și ziua Europei Unite, încheiem momentul nostru artistic cu imnul Europei. Se știe că Odă Bucuriei este preludiul celei de-a patra părți a Sinfonia Noua de Ludwig van Beethoven și a fost adoptată ca imn european de către Consiliul European în iunie 1985.